Cel puțin două persoane au murit iar alte aproximativ 100 au fost rănite, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal în dimineața zilei de marți, 9 februarie, în Germania. Cele două trenuri s-au ciocnit la 60 de kilometri de München. Autoritățile au declanșat operațiunile de salvare în care s-au implicat cel puțin 8 elicoptere și mai multe ambulanțe. Încă nu se cunosc cauzele producerii coliziunii. Traficul feroviar în zonă a fost blocat timp de mai multe ore.